Vreau să vă spun că în momentul de față dăm 3 brawl pass-uri sau chiar 4 brawl pass-uri pentru sezonul 3. Aveți link în descriere pe Trovo. Intrați chiar acum pe live-ul acela deoarece sunt live și dau 3 sau 4 brawl pass-uri pe Brawl Stars. Baftă la videoclip! Nu uita că dacă vrei să apară în următorul meu videoclip, trebuie să lași un like acest videoclip, să te abonezi la acest canal de YouTube, să activezi clopoțelul și să scrii în comentarii literă cu literă, adică o singură literă pe comentariu, numele tău, fără să te întrerupă nimeni. Baftă! Salutare, frați și surori, mă numesc Marius Iancu și bine ați revenit de la un episod de Brawl Stars România Mituri. Am revenit cu această serie, guys, uite să înceapă clipul, v-aș ruga să apăsați un like, să facem cât mai multe like-uri. Pentru că astăzi, guys, o să vă arăt cele mai șmechere mituri și totodată o să încercăm un mit care spune că deja în Brawl Stars există un daily free spin pe care noi îl putem accesa. O să vă arăt imediat acum, nu uitați să apăsați un like, guys, și nu uitați că în momentul în care voi vă uitați voi la clip, eu sunt live pe Trovo și dau 3 sau chiar 4 brawl pass-uri de sezonul 3. Aveți linkul în descriere. Chiar acum aveți pe ecran și abonatul episodului, guys, pentru că după cum știți am revenit cu schema asta cu abonatul episodului. Iar acum haideți să începem cu miturile de pe Brawl Stars. Totodată, guys, aș vrea să vă spun că am încercat în acest episod să iau numai mituri care nu au mai fost deloc puse, deoarece mi se pare foarte, foarte nașpa, am văzut asta la mai mulți youtuberi, că se repetă miturile. Adică miturile pe care, bă, până la urmă, oamenii care se uită la seria asta știu majoritatea miturilor, gen, și să ne amintim mituri, de exemplu, băiții, mitul ăla cu Daryl care are în spate cuțitul lui Crow, bă, cred că și mama știe pe la Brody și să mă arăt, băiții, toată lumea știe mitul ăla, bro, nu mai scrieți în comentarii mitul ăsta și totodată youtuberii care pun mitul ăsta, bro, toată lumea știe deja chestia asta, seria asta este făcută pentru a învăța lumea lucruri noi despre jocul ăsta, mituri pe care noi le testăm, ori sunt reale, ori nu sunt, asta urmează să vedem în episodul de astăzi. Primul mit, guys, este al lui Pop Dragoș IT, care zice așa: pe pieptul lui Surge scrie Yo-Yo. Ok, Surge este noul brawler, guys, noul, vechiul brawler, pentru că până la urmă vreau să scrieți în comentarii, guys, deci mie mi se pare extrem de proastă chestia asta. După cum vedeți, bă, nu s-a mai adăugat niciun brawler nou, mă, decât să băgase zonele astea, mă, numai brawler de ăștia, mă, numai cromat. Bro, Brawl Stars, vrem și niște brawler noi mai șmecheri, nu numai cromatici de ăștia, men, înțeleg că sunt șmecheri, bro, dar vrem și ceva nou, sincer, acum, ok. Deși că pe pieptul lui Surge scrie Yo-Yo, hai să vedem aici. O, da, ok, deci scrie Yo-Yo, bă, dacă ar fi să mă întrebați pe mine, eu cred că Surge ăsta, Surge, nu știu cum îi zice, Surge sau Surge, sincer, abar, am Surge, o să-i zicem, că n-am, așa cred eu că se pronunță. Bă, e foarte, foarte tare și cred că este o mașinărie. Cred că brawlerul ăsta de fapt este o mașinărie și totodată, după cum ați văzut, se joacă lumea foarte mult cu el și este foarte, foarte șmecher. Al doilea mit, guys, din acest episod, mitul ăsta a venit de la băiatul Pop Dragoș IT, după cum am spus. Vine de la Mihai Filip, care zice un mit foarte, foarte adevărat: dacă apeși pe butonul de like, se face albastru. Asta a fost doar un fel de reminder pentru voi, băieții. Băieții care n-ați dat like până acum, aveți chiar acum timp să o faceți. Următorul mit, guys, vine de la gamerul Vesel, care zice așa: Nani are emoji-ul lui Tic jos în dreapta lângă mână. Sper să apară în următorul videoclip. Deci Nani are emoji-ul lui Tic jos în dreapta lângă mână, spune băiatul ăsta. Nani, hai să vedem pe Nani. Deci Nani, unde ești, mă, Nani? Are emoji-ul lui Tic jos în dreapta lângă mână. Jos în dreapta. Au, oh, shit, bănuiesc că asta, man. Ia să vedem care e emoji-ul. Unde-i Tic? Trebuie să vedem emoji-ul lui Tic. Nu mi-l arată pe aici, pe undeva. Nu. Deci stați, că nu prea înțeleg. Deci Tic, tu ești Tic, da? Ok, frățioră, bun, deci tu ești, arată așa, arată foarte ciudat. Ok, și băiatul zice că jos aici este emoji-ul lui Tic. Ei bine, frate, vreau să zic o chestie. De fapt, ăsta nu este emoji-ul lui Tic. Este, seamănă într-adevăr cu emoji-ul lui Tic, poate chiar cei de la Brawl Stars o să facă chestia asta, însă este o priză în care bagi anumite întrerupătoare, cum ar fi ăla de la 8-bit. Deci cam asta este treaba cu frățiorul Nani. Nu este în niciun caz de emoji-ul lui Tic, sau poate chiar emoji-ul lui Tic este și cei de la Brawl Stars au vrut să pară că este așa, gen, și totodată mi se pare un lucru foarte, foarte șmecher. Următorul mit, guys, vine de la Mike Vanul IT, care zice așa: spatele lui Bull are un semn care seamănă cu logo-ul de la Discord. Aici, guys, am mai auzit și eu, să spun așa, mitul ăsta. Nu știu ce să zic sincer despre el. Adică dacă mergem acum pe Bull, după cum vedeți că el are pe spate semnul ăsta, care seamănă puțin rău de tot cu semnul de la Discord. Însă totodată un mit pe care fac, pare că îl știți toți, este că Bull vine dintr-o haită de pirați cu
semnul ăsta. În haita asta de pirați mai este și surioara Bibi, care și are un semn pe spate, și deodată și frățiorul Crow. Cam ăștia sunt din haita asta de pirați. Adică Bull în niciun caz nu are semnul de la Discord. Poate chiar seamănă, nu știu. V-am zis, băieții, noi acum numai ne dăm cu presupusul, pentru că nimeni nu știe, numai dacă lucrați la Supercell, ce au gândit cei de la Supercell, respectiv cei de la Brawl Stars. Eu bănuiesc că oamenii s-au gândit puțin și la semnul ăla de la Discord. Următorul mit, guys, vine de la Constantin George Cristian, care zice că brățara lui Neni este colerul lui Pam. Brățara lui Neni? Holy shit, guys, Neni are o brățară? Oh, da, are o brățară! Bă, a, colerul lui Pam, nu știu, bro, adică brățara lui Neni, vedeți că e un cablu, bro, nu știu dacă și-a dat cineva seama. Colerul lui Pam, hai să vedem colerul lui Pam. Ah, bro, da, m-am prins, man, m-am prins, deci nu brățara, gen, vedeți semnul ăla de la brățară, vedeți că brățara propriu-zisă este un cablu, nu este în niciun caz o brățară, este un cablu și după cum vedeți are acel semn și totodată Pam are și ea semnul ăla la colier. Scrieți în comentarii ce părere aveți de chestia asta și care credeți că este semnul, ce reprezintă semnul ăsta. Dacă stau să mă gândesc, nu vine nimic în minte, ce ar putea să reprezinte semnul ăsta care, pe care l-are și Pam și Nanny. Bănuiesc că dacă nu o să aflăm acum, în următoarele update-uri de la Supercell o să aflăm chestia asta. Hai să trecem, guys, la următorul mit. Următorul mit care vine de la băiatul ăsta pe care l-am mai pus în episodul de astăzi, respectiv de la Mihai Filip, care zice că pe harta Merchford, la începutul hărții, se află telefonul lui MZ și dacă aștepți puțin apare un ochi pe el. Pe harta Merchford. Deci acum o să fie foarte, foarte nașpa, că eu nu știu. Ce fel de... Merchford, ok, am primit-o, bun. Deci hai să vedem ce mai zice încă o dată, să ne mai uităm. Pe harta Merchford, la începutul hărții, se află telefonul lui MZ și dacă aștepți puțin apare un ochi la el. Deci, la începutul hărții se află telefonul și dacă aștepți puțin apare un ochi la el. Ok, hai să vedem, o să așteptăm puțin, bro, ca să vedem care este treaba. Bun, bănesc aici jos, este telefonul lui MZ. Unde este? Unde este? Ah, ok, ok, vedeți telefonul acolo, bro. Ia să vedem dacă apare un ochi pe el. Vedeți telefonul jos, jos acolo. Hai să vedem dacă apare un ochi pe el, bro. Holy shit, man. Vedeți acolo că sunt foarte multe șocării și este și ăla, puțin așa în dreapta. Holy shit, bro. Oh my god, complet adevărat. Mamă, cât de mișto, bro. Și vedeți că, mamă, ok, mi-a dat idol că am fost afecat. Faza foarte tare este că nu ți apare gen direct. Chiar trebuie să stai mult timp, sincer. Trebuie să stai destul de mult timp ca să îți apară. Mamă, foarte, foarte, foarte mișto. Un mit complet adevărat. Puteți să încercați și voi să vedeți că este adevărat. Nu e vreo jecmănie sau ceva de genul. Iar acum, guys, vine un mit destul de lung. Un mit pe care chiar aș vrea să-l încercăm. Respectiv de la surioara Ela Ela, care zice așa: Frank, de fapt, are o mască pe cap. Dacă îl selectezi, vei vedea că între capul lui și mască este un spațiu liber. Sper să vezi comentariul respect. L-am văzut. Hai să vedem acum dacă mască ăsta, Frank, chiar are, nu cred, bro, adică, bă, până la Frank e Frankenstein, are o mască pe față, bro. Ia să vedem. Frații mei, întrerupem puțin clipul deoarece vreau să vă zic despre jocurile foarte, foarte ieftine de la Eneba și totodată, guys, cu codul Marius Iancu puteți beneficia de o reducere de 3% în plus. Și de ce vă zic în plus? Pentru că dacă intrați pe site-ul Eneba, de primele link-uri din descriere, după cum vedeți, aveți jocuri care în realitate, adică de pe site-urile lor oficiale, costă 97 de lei, 97, 3 milioane, iar aici pe Eneba sunt la prețuri de nimic, respectiv 25 de lei, 45 de lei, 27 de lei. Acesta este site-ul de unde trebuie să vă cumpărați jocurile întotdeauna, deoarece sunt cele mai ieftine prețuri de pe piață. Adică dacă tu, să zicem, astăzi, mâine, peste o lună, peste o săptămână, te gândești, bă frate, vreau să cumpăr un joc, ei bine, primul site pe care le vreți este eneba.com, deoarece, după cum vedeți, sunt cele mai ieftine prețuri. După cum vedeți, PUBG 3,80 RON. Uitați-vă, GTA 5 la reducere de 75%, Overwatch 55, după cum vedeți, este un joc de 11 lei. Sunt reduceri foarte, foarte mari doar pe Neba, aveți link-ul în descriere și nu uitați de codul de 3% reducere Marius Iancu. Revenim la videoclip. Holy shit, bro. Man, acum nu știu ce să zic, poate așa e formatul lui, că până mai Frankenstein. Holy shit, băiții, bă, deci chiar ar arăta ca o mască. Nu zic că e o mască, pentru că nu știu cum s-au gândit cei de la Supercell să facă designul caracterului. Însă, ai putea să iei și ca deci știi ce, nu știu ce să zic de mitul ăsta. Ai putea să iei ca și pe o mască, însă Frankenstein, cam așa arăta și Frankenstein, genă, că de-aia e Frank. Nu știu, guys, scrieți la comentarii, chiar nu știu ce să zic. Chiar nu știu ce să zic, bro, nu știu dacă mitul e adevărat sau nu. Nu pot să zic da sau nu, pentru că
s-ar putea să fie o mască și s-ar putea deodată așa să fie formatul lui, formatul de Frankenstein. Asta este cel următorul mit care vine de la Lea Star, care zice că imaginea lui MZ are o tăietură în bandaj, dar când o selectez pe MZ are bandajul întreg. Holy shit, guys, ok, hai să vedem și chestia asta, să vedem dacă este adevărată. Merge la sularea MZ, ok. Dacă ne uităm aici, ok, are tăietură în bandajul ăsta. Da, complet adevărat. Deci după cum vedeți, guys, vedeți că MZ, dacă o selectăm, are două bandaje. Are bandajul ăsta, bandaj, nu știu dacă e neapărat bandaj, dar cel mai probabil e bandaj. Are bandajul ăsta aici la frunte și totodată mai are un bandaj, are gen ochii între două bandaje. Vedeți că bandajul de jos aici, după cum vedeți, e așa, să spunem așa, rupt, cum a spus el. Are o tăietură, are o tăietură. Și dacă dăm pe el nu mai are nimic, da, complet adevărat. Hai să vedem dacă nu cumva în spate. Nu. Pur și simplu, da. Nu știu de ce au făcut ăștia de la Super Cell chestia asta. Poate au greșit sau poate chiar au vrut ca noi să aflăm chestia asta. Următorul mit, guys, vine de la frățiorul Paul Pahome, care spune așa: dacă intri pe club și dai la caută Bene or Brother, dai în jos, o să vezi pe cineva cu 0 cupe, 0 trofee, intră la Brawlers și o vei găsi pe Jesse. Sper că va apărea în clip. Deci fii atenți, ia stai că nu știu, deci intrăm la club, search for clubs și mergem aici la Bene or Brother. Bene or Brother. Search, ok, și o să găsim pe cineva cu 0 trofee, bro. Unde o să fie, dacă dau jos de tot? Ia, jos de tot, Band of Brother, uite, am găsit asta cu 0 trofee. L-am găsit pe Maverick cu 0 trofee și dăm la Brawl și o vedem pe ok, destul de ciudat. Băr, bro, what? Băiatul ăsta are 0 trofee, man, și are pe Jesse. Jesse e un brawler care... E un brawler trophy road, Jesse? Si, acum poate voi râdeți de mine, dar chiar nu știu dacă e un brawler trophy road. What? Man, are completă dreptate. Dreptate, deci stai puțin. Deci are completă de dreptate. Bene or Brother, ia să ne mai uităm o dată. Completă dreptate, hai să vedem aici, să vedem băiatul cu 0 trofee, care nu știu cum și-a făcut un club. Holy shit, bro. Holy shit, man. Ok. Și dacă dăm aici, are 0 trofei și o are pe Jesse. Foarte, foarte ciudat. Habar nu am ce să zic, guys. Totodată, vedeți, primul meci, a pierdut primul meci, bro, pe care îl câștigă toată lumea. Ok, super, super ciudat mitul ăsta. Totodată, foarte, foarte adevărat. Am o zic că e și pe TikTok faza asta. Habar n-am, nu prea știu ce să zic. Iar acum, guys, mergem la penultimul mit din acest episod, respectiv Janina Bortoș. Sper că ți-a zis corect numele. Mit, dacă te uiți în spatele lui Jesse, vei vedea că are un ghiozdan cu un câine pe el, iar când te vei uita la ghiozdanul lui Pam, vei vedea același câine. Deci se pare că Jesse și Pam împart un ghiozdan, ia să vedem. Deci da, vedeți, toată lumea știe asta cu câine. Deci vedeți aici, ghiozdanul cu câine de la Jesse. Și hai să mergem la surioara Pam, unde o să vedem același câine aici jos, bro. Wow, mișto rău. Vedeți că e acolo jos, nu este ghiozdanul propusit, este pur și simplu acolo jos. Iar acum, guys, o să circăm un mic de pe Reddit care spune că tu vei avea acces la Daily Spin. Cum merge treaba asta, guys? Ei bine, hai să vă zic cum merge. După cum știți, există o limbă Brawl Stars, guys, pe care dacă o selectezi, o să ai mai multe butoane și totodată mai multe chestii în Brawl Stars. Se spune că de câteva zile, dacă selectezi acea limbă, o să ai acces și la Daily Spin. Despre ce limbă este vorba? Mergem aici, mergem la Settings, mergem la English și o selectăm pe 3x3, așa să vă gândiți. 3x3, al treilea rând, a treia limbă. Dăm aici, guys. Știu că am destul de multe butoane în plus aici, însă să vedem dacă este și Daily Spin-ul acolo, bro. Chiar sunt curios, man. Hai să vedem, mergem aici, vedeți că am o dată butonul ăsta. Și hai să mergem aici pe shop să vedem dacă găsim vreun Daily Spin, bro. Holy shit.